ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. Astăzi încercăm și sperăm că vom și reuși să aflăm cât mai multe cu privire la proiectele pentru dezvoltarea Comunei Criscior, una dintre cele mai mari comunități din județul Hunedoara. Încă mai sunt câteva mii de suflete aici care merită și trebuie să ajungă așa la un alt fel de trai. Spun acest lucru pentru că mediul rural a fost așa cumva pus la perete, la zid la un moment dat, doar că datorită proiectelor pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale sau din orice alte surse de finanțare, s-a reușit în ultimii ani să se ridice destul de mult și foarte mulți dintre cei care locuiesc sau locuiau în mediul urban au ales să se mute la țară, așa cum se spune, lucru care îi obligă cumva și pe cei care administrează aceste zone să fie tot mai buni. Probabil că același lucru se întâmplă și la Criscior, dar vom afla astăzi direct de la primarul Comunei Criscior, domnul Ovidiu Furdui. Bună ziua, bine ați revenit pentru prima dată în acest an, ce-i drept. Bună ziua și mă bucur din suflet că pot împărtăși astăzi cu dumneavoastră din proiectele comunității crisciorene. A fost un an greu, dar până la urmă, zic eu, cu multe realizări în administrația publică locală, pentru că am reușit, după mai mult timp, să încheiem și câteva proiecte. A fost un an greu, dar finalul a fost unul în care ați cules roadele. Culegem roadele, exact așa am și intitulat evenimentul care a avut loc la Criscior. Culegem roadele la Criscior. Cu siguranță că anul acesta vor fi culese mult mai multe roade, pentru că diferența le fac acele proiecte pe fonduri europene care de multe ori 3-4 ani lucrez la proiecte și abia apoi efectiv lucru va fi și în teren. Și de cele mai multe ori primarul este cel vinovat pentru că nu se finalizează mai devreme aceste proiecte, da, doar că obișnuit. Așa cum am discutat și cu alți primari și de orașe și municipii și comune din județul Hunedoara, nu chiar totul ține de primari. Eu mă bucur primari. Din suflet că le avem. De restul de multe ori nu mai contează că neponegresc sau pe la colțuri vorbesc și acum auzeam că nu s-a făcut absolut nimic în Comuna Criscior, pentru că deja unii au și început campania electorală și spuneau, domnule, nu s-a făcut nimic la Criscior. Eu asține să reamintesc doar cât s-a muncit la Criscior și până la urmă cetățenii vor fi cei care vor decide dacă s-a muncit la Criscior sau nu s-a muncit la Criscior. Avem un dispensar modern. Chiar zilele acestea încerc să schimb puțin proiectul tehnic pentru că ne dă voie. Avem tot așa pe PNDL 2 la dispensar unde vreau să fie și un cabinet stomatologic. Și atunci cât de curând voi dota și un cabinet stomatologic la Criscior. Dispensarul e făcut. Am terminat primăria, unde avem, zic eu, una dintre cele mai moderne, și ați văzut și dumneavoastră, primării din județ. La fel mi se spune că nu e o realizare nici primăria. Urmează curtea primăriei care astăzi e o piațetă modernă unde putem ține evenimente și cu siguranță și anul acesta vor fi multe evenimente la Criscior. Avem o sală de sport modernă care n-am reușit pentru că au mai fost unele probleme să o inaugurăm, dar în jurul datei 15-20 februarie vom da drumul la activități și vom inaugura și această sală de sport. La liceu se lucrează, la cămin, la Criscior, unde e și biserica, se lucrează și vom avea pe viitor o sală de fitness foarte modernă, pentru că am făcut exterior, schimbat absolut ce înseamnă geamuri, uși, urmează pe gal să depunem un proiect pentru o sală de fitness modernă. La fel,
aud de multe ori, domnule, nu s-a făcut. Am schimbat acoperișul la capelă, tot așa, am terminat capela de la Zdrapți cu finanțare integrală de la primărie. O spun integrală de la primărie, ca să nu se înțeleagă altceva, pentru că, bineînțeles, că știu consilierii câți bani au fost alocați pentru această capelă. Ba mai mult decât atât, toți banii, și vorbesc aici de sume foarte, foarte mari, au fost doar pentru proiecte europene, pentru că știți cum e, dacă nu depuneam la momentul respectiv, după aceea 4 ani stăteai, așa că am preferat să avem undeva la 27 de proiecte aprobate și urmează toate acum să înceapă execuția. Bineînțeles că nu putem să le facem pe toate odată, pentru că nu ai unde disloca copiii, deci facem acum corpul ala liceu. Deja s-a schimbat, acoperișul e gata, tot ce înseamnă partea de sus e gata. Urmează acum să schimbăm tot ce înseamnă geamuri, tot ce înseamnă uși, încălzire centrală din nou, modernă, deci absolut tot. Putem după aia disloca, cu siguranță vom începe școala de la Crișcior general anul ăsta. Ba mai mult, avem proiecte câștigate și încă o dată o spun, câștigate pentru școala din Zdrapți, pentru fostul SMS din Gura Barza. Avem proiecte câștigate pentru tot ce înseamnă celelalte două corpuri proiecte de liceu. Proiecte câștigate înseamnă că vor primi și finanțare? Păi e primită finanțarea. Urmează doar să facem licitațiile și să începem lucru. Avem acel CAV, Centru de Colectare pentru Deșeuri, la fel, aprobat. Într-o lună de zile, maxim, îl vom scoate și acesta la licitație, urmând ca până la finalul anului să fie terminat. Mai avem câteva zile și începem lucrările la conducta de gaz, pentru că e o prioritate și unul dintre cele mai mari proiecte, pentru ca să vii să bagi 7-8 milioane de euro într-o comunitate, eu vă spun că nu s-au băgat de la începutul mandatului meu atâția bani. Bineînțeles, vine, urmează chiar și săptămâna asta, am discutat cu domnul director de la APA Prod, cu domnul Gligor, bineînțeles că și ei deja e pe SEAP, mult așteptată apă de la Zdrapți. Bineînțeles că și aici, eu sper că în 2-3 luni de zile să fie finalizate licitațiile, pentru că acolo dacă a fost nu o problemă. Vor fi contestații, pentru a fost o problemă, pentru că s-a mai scos o dată la licitație, n-a venit nimeni la licitație. S-au mărit acum cu 30% prețurile și așa mai departe și acum cu siguranță vor fi. Sper să nu fie contestații și așa mai departe și în 2-3 luni de zile să se semneze contractul și cu siguranță anul acesta va începe și lucrul la rețeaua de apă de la Zdrapți. Avem terminat proiectul astăzi, avem terminat proiectul pentru canalizare la Zdrapți. Urmează, se deschide, am înțeles, în luna februarie-martie proiectul pentru pe AFM să depunem și acest proiect de canalizare la Zdrapți. Păi am acoperit tot ce înseamnă investiții în întreaga comună. Nu știu să vă spun, dar mai sunt încă proiecte, pentru că vă spuneam, la 27 de proiecte câte le avem, credeți-mă că nici nu știu dacă nu mi le-am notat astăzi să vin să le pun toate pe hârtie. Dar cu siguranță Crișciorul se va dezvolta extrem, extrem de mult. Doar numai prin introducerea rețelei de gaz, pentru că gândiți-vă ce înseamnă să vină un investitor să aibă rețeaua de gaz, să aibă absolut toate facilitățile, să ai canalizare, să ai absolut asta întreabă din tot prima timpul. Aveți gaz, energie nu avem pentru că gaz, exact. Apă curentă și așa. Dar este și firesc de încă o dată o spun, avem pe Anghel Salini, am uitat de un proiect foarte mare de 2 milioane de euro pe Anghel Salini, care eu sper că săptămâna viitoare voi semna contractul de finanțare. Mai trebuiau întăburate, pentru că știți că au fost probleme cu, pentru că în momentul în care mergi să semnezi contractul trebuie să ai absolut toate străzile întăburate. Deci eu nu zic că nu mai sunt și probleme la Crișcior, se lucrează la parcul de la Gura Barza, că tot mi-am amintit, până eu sper că în luna mai-iunie să fie și acest parc gata. Și atunci, cum spuneam eu știu că fiecare proiect e important pentru comunitate și la fel și pentru mine sunt importante aceste proiecte. Știu că lumea are o așteptare ca dacă începe astăzi, mâine să fie gata tot. Gândiți-vă, va începe proiectul cu gazul. Se va sparge aproape toată comuna.
Se va sparge. Clar asta înseamnă poți... și acele străzi care poate au fost asfaltate. Au fost reabilitate. O parte n-am vrut să le reabilitez și nici nu m-am grăbit să încep cu proiectul Angel Salini, că pe o parte vor fi reabilitate toate pe Angel Salini. Sau prioritizare acum a străzilor vor fi și la gaz, vom băga gazul pe străzile care urmează să fie reabilitate pe Angel Salini. Deci eu nu cred că în mandatul viitor va mai fi stradă neasfaltată în Crișcio sau stradă care să nu ai toate facilitățile, apă, canal, gaz. Nu cred acest lucru. Deci să venim să spunem că nu s-a făcut când... Vă dau un exemplu. De multe ori poate mai erau în virtual press în da, poate mai erau discuții în consiliul local, dar vreau să vă spun că și acum bugetul a trecut, adică am avut o discuție pe buget și toți consilierii au fost de acord, pentru că deși nu avem foarte mulți bani, dar încercăm să-i gestionăm foarte, foarte corect ca să cuprindem absolut tot ce înseamnă până la urmă nevoia cetățeanului. Așa că vor fi multe, multe lucruri care anul acesta, cum spuneam, vom inaugura foarte multe, vom încerca, pentru că acum avem aceste piațete, se face și evenimente. Avem în imagini și câteva blocuri care nu arată chiar da, din atât păcate, de bine. Din aici păcate, ați găsit da, nu, deocamdată avem făcute tot ce înseamnă releve la toate blocurile și acum încercăm să depunem pe tranziție justă. Și aici vom găsi cu siguranță soluții. Am mai vrut să le depunem aceste proiecte, dar având un risc, cum să zic, destul de ridicat, nu ne-am încadrat și nu ne-a dat voie să le depunem, pentru că acel bloc e cu probleme și au spus domnule, nu putem ce astăzi. Ce înseamnă bloc cu probleme? Pentru că acel bloc nu a fost finalizat în totalitate și acolo sunt anumite grade seismice și acel, cum să zic, când vine să-ți facă o expertiză, dacă este considerat cu grad ridicat de risc, nu au vrut să-l putem depune pentru anvelopare. Deci, și care ar fi soluția atunci? Păi, ne vor da voie, vor fi bani mai mult sigur unde este și consolidare. Și atunci cu siguranță vom reuși. Deci credeți-mă că toate proiectele sunt pregătite. Nu a fost proiect care să nu poată fi depus și primăria din Crișcior să nu îl fi depus și vă spun ceea ce e îmbucurător că 95% din proiecte au fost și câștigate. Poate, hai să spunem cu un grad de 5% să presupunem că n-au fost câștigate, dar în rest toate proiectele au fost câștigate. Așa că de multe ori cei din administrație pot fi acuzați de multe lucruri, numai că nu lucrează, pentru că exact ce spuneam și până acum, lucrăm cu un personal redus, pentru că organigrama efectiv, dacă ar fi să o luăm așa după proiecte, ar trebui să aibă 35 de posturi și noi actualmente avem aproape jumate, lucrăm cu aproape jumătate din posturi. Mai adică, puteți face angajări? Păi nu putem face angajări, mai ales că acum ne-au blocat mai mult decât atât, am avut un post unic la urbanist care deja am și dat anunț, nu știu câți au venit, că cum să zic, din păcate aș fi vrut să fie cel puțin poate 3-4 candidați, dar din ce am înțeles nu știu dacă se încadrează cineva, pentru că postul respectiv trebuia să fie cu 7 ani vechime, sunt anumite, cum să zic, ANFP-ul pune anumite condiții și atunci nu știu ce vom face, probabil că vom mai scoate din nou încă o dată postul la concurs dacă nu o să vină nimeni acum. Deci să știți că e foarte, foarte greu. E și atât de greu în administrație. De multe ori aud așa, cum să zic, că domnule, de multe ori pe primar nu-l găsești la primărie. Păi la atâtea proiecte, ce să facem, să stăm în primărie? Eu cred că n-aș putea, pentru că am ajuns de multe ori eu să mă duc să iau avizele necesare pentru, cum să zic, tot ce înseamnă într-o construcții sau așa mai departe. Într-o era digitalizării, să nu uităm că discutăm de câțiva ani buni despre această digitalizare, despre facilitarea. Da, discutăm despre toate aceste lucruri, numai că, din păcate, orice, gândiți-vă și acum la București, la începutul anului, am fost chemați urgent să semnăm acele proiecte pe PNRR, niște acte adiționale. Păi poți să nu, cum să zic, să nu te duci?
Avem semnătura electronică, nu de există, ce nu folosim? Pentru că, da, nu mă întrebați pe mine, pentru că eu dacă sunt chemat va trebui să mă duc și inevitabil de multe ori pierzi două zile că te duci în București. Deci asta e până la urmă o mare problemă. Mai avem probleme, eu exact ați văzut și eu mă uit la televizor și văd pozele respective și problemele care sunt. Gândiți-vă că acele blocuri care strică imaginea comune nu sunt ale chiar mele, centrul, dar suntem în instanță cu acei oameni care le au și eu sper ca în viitorul apropiat acele blocuri să fie demolate, pentru că eu știu că am făcut acele demersuri, am făcut eu expertiză la blocul care l-am dărâmat și mai corespundea acel bloc. Clar că acele blocuri vor trebui până la urmă demolate, pentru că încă o dată nu cred că le va da nimeni avize ca să le consolideze acele blocuri. Ce am uitat să spun, la fel, avem un proiect pe blocanele care e gata, proiectul tehnic, pentru că l-am făcut noi proiectul tehnic, l-am predat la ANL și eu sper că la începutul anului acum va începe, probabil se va scoate la licitație, va începe și construcția acelui bloc ANL. Sunt solicitări din partea locuitorilor Comunei Crișcior pentru aceste blocuri, pentru locuințe? Păi cum să nu, solicitări deja... sunt cu mult mai multe decât chiar facem. Solicitări cu siguranță există și mă gândesc pe viitor, dacă ne revine nouă, cum să zic, acele blocuri, va trebui să le demolăm, terenul este al nostru și cumva să încercăm să mai depunem și alte proiecte pe acele blocuri anele. Așa că, încă o dată, repet, noi, cei din administrația locală, chiar dacă de multe ori poate ne mulțumim, cetățeanul trebuie să înțeleagă că nu se pot face toate proiectele odată. Nu putem să mergem cu toate în același timp. Clar că există acel grad de așteptare, dar încă o dată am încercat să încheiem toate proiectele, le-am încheiat până acum, absolut toate, cu siguranță că și pe viitor acele proiecte vor fi încheiate, chiar dacă, exact cum spuneam, durează foarte mult. Ba mai mult decât atât, o să încheiem foarte multe anul acesta. Probabil că o să mi se spună că se fac în campania electorală. Exact, asta vreau să subliniez. Dar acum mulți vor spune acest lucru. Uite, acum fiind an electoral, primarii încheie toate proiectele, vin mandatul, cu promisiuni în fața mandatul noastră. Acesta, dacă ne amintim, s-a încheiat grădița cu program prelungit, s-a încheiat, am reușit să facem acea capelă la Zdrapți, am reușit să schimbăm acoperișul la capela de la Crișcior, am făcut căminul, am făcut dispensarul, am făcut primăria, se lucrează la liceu, vor fi scoase la licitație anul ăsta și celelalte, se va lucra din plin la toate, se va lucra la rețeaua de gaz, dar uitați-vă când e depus proiectul pe gaz, acum 3-4 ani de zile, deci gândiți-vă cât aștepți până un proiect se aprobă, până scoți la licitații și faci licitațiile, deci 3 luni de zile de multe ori îți iau numai acele licitații. Cel puțin în momentul în care, în momentul în care atunci se prelungește plus, acel termen. Plus de asta, până verifici absolut dacă sunt 4-5 firme la un proiect. Păi credeți-mă că omul de pe achiziții, ca să verifice toate acele, cum să zic, oferte, îi ia cel puțin, poate ca să faci acea departajare corect, ia cel puțin poate 4-5 zile să studieze fiecare ofertă. Păi asta este. Nu putem mai repede, pentru că nimeni nu-și riscă pâinea. Hai să fim serioși. Și fata de la achiziții trebuie să fie foarte. Eu înțeleg toate lucrurile astea, în schimb de multe ori cetățeanul nu le înțelege pentru că vrea mâine. Eu îi spun, domnule, i-a aprobat, dar el zice că încă n-am văzut că nu se lucrează. Așteptați, se va lucra, dar gândiți-vă până îți iei toate autorizațiile. Stai de multe ori 6 luni de zile până ne luăm o autorizație, pentru că așa e, îți cer fel de avize și dacă nu ai nevoie, de îți cere aviz de la drumuri, îți cere avizul de mediu, îți cere avizul, inclusiv faci un drum și îți cere negație de la DSP. Nu știu ce legătură are drumul cu DSP-ul, dar vă spun, astea sunt procedurile. Pe care trebuie să le respectați. Bineînțeles. Așa că noi încercăm să facem cât mai multe proiecte, încercăm să urmărim fiecare linie de finanțare și cu siguranță în 4 ani de zile se vor schimba foarte multe. Foarte multe, pentru că avem proiecte.
Deci avem foarte, foarte multe proiecte. Spuneați și de acest dispensar care la finalul anului trecut a fost inaugurat. Da. Aveți și medic aici? Pentru avem că sunt medici. Foarte multe comune în da. Județul Hunedoara și la nivel național care se confruntă noi, cu această avem problemă. Avem doi medici de familie, avem centru de permanență. Acum, dacă reușim să facem și acel ce cabinet... Ce înseamnă acest centru de permanență? Unde acel centru de permanență este cu zi cu noapte, e în Crișcior, tot în Crișcior funcționează, unde sunt medici din toată zona care deci, vin la orice zi, din, deci, la orice oră din zi și noapte, la orice oră acel centru de permanență este, găsim pe cineva. Ba, mai mult decât atât, contează foarte mult și am zis, încercăm să aducem și să facem și un cabinet stomatologic ca să nu se mai deplaseze lumea, să găsim un medic, ca să nu mai meargă lumea pentru o plombă sau oriunde, să dacă Brad, cetățenii Deva, și, cum să zic, oricum e o comună destul de îmbătrânită, cetățeanul să aibă acces în Crișcior la un medic stomatolog. Contează foarte mult orice lucru care îl poți face și e benefic pentru comunitate. Așa văd eu lucrurile. Poate alții nu le văd așa sau nu interesează. Nu știu. Spuneați că e o comunitate destul de îmbătrânită. V-ați gândit la... poate la unele proiecte sau în viziunea pe care o aveți și știu că ați folosit de multe ori acest termen, viziunea pe care o aveți pentru dezvoltarea Comunei Crișcior, ați putea cred că toată lumea își dorește ca oamenii să se întoarcă sau să fie, cum să zic, o populație cât mai tânără. Eu sper că pe viitor, pentru că noi suntem o comună foarte apropiată de municipiul Brad. Eu sper atâta timp cât elimini orice barieră și orice casă din Crișcior are gaz, la fel ca și la Brad, are iluminat stradal, are canal, are apă. Eu cred că cu siguranță oamenii și care au plecat se vor întoarce înapoi și eu cred că se poate dezvolta acea comunitate. Plus, o comunitate o mai dezvolți și cu anumite evenimente, dar exact cum spuneam, eu 14 ani n-am putut să fac un eveniment, n-am putut să fac absolut nimic pentru că nu aveai o locație. Acum ai curtea primăriei, cu siguranță și anul ăsta vor fi două sau trei evenimente. Urmează căminul, spuneați mai că ales și acela că anul va fi ăsta reabilitat. Chiar am discutat cu Asociația Avram Iancu, care s-a constituit și în Crișcior și vrem ca, nu știu, în luna mai să inaugurăm și vrem să facem bustul lui Avram Iancu și să-i dăm denumirea și la piațeta din Crișcior, piațeta Avram Iancu, pentru că sunt 200 de ani de la nașterea Crăișorului și cu siguranță vrem și noi, pentru că nu există în Crișcior un monument cu Avram Iancu. Așa că ne-am gândit la foarte multe lucruri, vor fi și mai multe evenimente în Comuna Crișcior. Anul ăsta vom avea ediția de deschidere a celor cu enduro, cu motociclete în cariera din Valea Arsului. Anul trecut a fost, am reușit să aducem o etapă și anul ăsta ne bucurăm că va fi chiar deschiderea acestui eveniment la nivel național la Crișcior. Când va fi? În mai, încă nu știu să vă spun, oricum la începutul mai. Vă anunț cu siguranță pentru că eveniment. Va fi un eveniment foarte frumos, a fost foarte multă lume și anul trecut cu siguranță și nu s-a știut, anul ăsta va fi mult mai puternic mediatizat și cu siguranță și va fi. Vin mulți participanți și, cum să zic, vă dați seama că este un lucru bun și pentru promovarea comunei noastre, pentru că avem acea carieră de steril din Valea Arsului, care, vă spun, toată lumea veneau de multe ori și făceau poze acolo, mai ales motocicliști și așa mai departe, și o zonă, avem zone foarte frumoase și prielnice pentru acest sport. Vă gândiți și la amenajarea în viitor, poate a unor zone de promenadă, zone care să pună în valoare da, anumite obiective turistice din mă gândesc această zonă, și aștept și să știți că vânez orice proiect. Vânez orice proiect și mă gândesc o zonă foarte frumoasă, consider eu, pentru promenadă, de cea din Podul Mori, unde se vede comuna de acolo foarte, foarte frumos, unde a fost halda de steril, acolo vreau să fac un parc, să amenajez un parc. Dar încă o dată, spuneam că pe bugetul local, care are bugetul local 120.000 de euro, gândiți-vă că 120.000 de euro, când ai atâtea proiecte, gândiți-vă că numai la gaz trebuie să pun 20 de miliarde de cofinanțare, vorbim aproape de 400.000 de euro, doar la gaz. Gândiți-vă că creditele trebuie acoperite. Eu tot ce fac, fac doar pe proiect. Niciodată e greu să crezi că îți poți permite din bugetul local să faci un parc de o asemenea învergură sau așa mai departe. Da, mă gândesc, pentru că
M-au ajutat foarte mult cei de la Marmosim, că ei mi-au, până la urmă, mi-au donat acea piatră de am reușit să fac acea piațetă și le mulțumesc din suflet. Vor să deschidă o carieră la Crișciori, care la fel, locuri de muncă și avem, având acolo carieră, probabil că vom mai putea amenaja multe lucruri. În ce stadiu este proiect? Într-un stadiu avansat, adică vor deschide într-adevăr vor deschide, aici? Vor deschide, i-au concesionat de la Haldemar, de la grup. Au cerut poate să vadă câți oameni ar putea fi angajați? Eu din discuțiile cu... Ei spuneau că la început vor fi 12 oameni angajați, ceea ce e destul de bine pentru... Gândiți-vă, în primul rând, pentru Crișcior, că 12 locuri de muncă create e un plus. Oricând e un plus... Orice loc de muncă până la urmă e... Sigur. Așa că încercăm să găsim soluții. Chiar dacă de multe ori acele soluții poate nu vin neapărat din proiecte, din, nu știu, sponsorizări, dar încă o dată spun, încercăm să găsim soluții ca toate proiectele să fie duse la bun sfârșit și de ce nu să facem și altele. Eu mi-am creionat în mare parte ce va trebui făcut. Cel puțin în această perioadă știu foarte bine ce trebuie să facem, pentru că mai mult echipa care lucrează pe proiecte se va concentra doar pe licitații și pe, cum să zic, deschiderea acestor șantiere. Noi, în schimb, partea cealaltă pe tot așa, să luăm autorizații, să găsim cele mai bune soluții, de aceea vă spun că dimineața sun la primărie, după o să plec, indiferent că se supără cetățeanul de multe ori că nu mă găsește, eu știu că poate, nu știu, la noi așa e bine să vină cetățeanul să salute primarul de multe ori și dacă n-are nimic, din păcate... Încă o dată o spun, o să încerc să ajung la toată lumea, să explic, pentru că ce e mai important, lumea să știe exact ce proiecte avem. Nu, poate nu toată lumea are acces la internet, poate nu toată lumea se uită la această emisiune, deși o să o postăm pe site-ul primăriei. Tet-a-tet, uneori sunt mult mai benefice, pentru că înțeleg atunci când li se explică. Cetățeanul trebuie să știe corect. Că niciodată nu mi-a fost rușine să stau cu cetățean față în față, deși... Chiar dacă de multe ori există contradicții, mi se pare normal. Poate și eu în locul cetățeanului aș fi la fel, să fiu în unele, să zic, situații nemulțumit. Dar am înțeles tot timpul, nu e problema de multe ori, cum să zic, că sunt discuții aprinse, am trecut peste absolut orice discuție și... Cu siguranță până la urmă cetățeanul va vedea că totuși Comuna Crișcior... prosperă. Indiferent că ne place sau nu ne place, când vezi că totuși stăteam de multe ori și îmi spuneau, domnule, poate nu ne trebuie această primărie. Zic, această primărie a fost pe PNDL, deci nu pe fonduri locale. Această primărie, astăzi cred că dumneavoastră sunteți mândri când avem o sală de ședință modernă, când ai o casă căsătoriilor modernă. Păi, nu vă supărați, oficez în acea, cum să zic, era o cameră 3x3 unde ți era rușine, de multe ori, mai că mi-era rușine să mă duc să oficez o căsătorie, cred că nu era normal. Altfel e când mergi cu drag, altfel când te gândești că ai deja un parc la Crișcior, foarte frumos, unde ai o filigorie, poți acolo să oficezi căsătorie dacă, cum să zic, cetățeanul vrea, în aer liber. Va fi făcut parcul din Gura Barza. La fel încercăm să oficiem și acolo, să facem tot așa un spațiu de promenadă unde putem oficia căsătorii. Mai mult de atât, ce credeți-mă aveți, că... cât mai multe căsătorii de oficiat atunci. Acum, spații aveți acum, suficiente. Acum și eu sper, cum să zic, avem locuri frumoase și cu siguranță de acum pe asta se va pune accent. Dacă până acum am pus accent pe infrastructură, gândiți-vă că într-un an de zile, un an jumate, se va termina gaz, se va termina apă, încercăm să terminăm canal și după aia tot ce înseamnă va fi doar partea de frumusețare. Când le ai toate lucrurile astea în fața casei, ai canal, ai apă, ai gaz, eu consider că deja urmează cealaltă parte să înfrumusețăm această comună. Adică banii care se duceau până acum pe proiecte, că tot timpul bani, proiecte, pe viitor acei bani se vor duce doar pe înfrumusețare. Ați reușit să votați și bugetul pentru acest an? Asta vă spuneam, am avut o întâlnire cu consilierii, pentru că eu prefer ca înainte cu 3, 4, 5 zile să avem o întâlnire, să nu ne trezim la buget că mergem, domnule, nu știm. Am spus,
ăștia-s banii, cum considerați? Dacă aveți o problemă, și s-au ridicat niște probleme foarte pertinente, una din, cum să zic, probleme, și îs total de acord, a ridicat un consilier local, domnule, zice, la Zdrapți avem acel teren de fotbal care este o paragină. Știu că este o paragină și încerc acum, o să și discută la București, să facem repede un proiect, poate reușim să nu mai fie acel stadion mare, dar cu siguranță se poate face un gazon sintetic acolo și un parc de joacă pentru copii. Deci o prioritate este în viitorul apropiat un teren sintetic în satul Zdrapți și un teren de joacă pentru copii. Pentru că e bine că e și o zonă mai retrasă și acolo ar fi locația perfectă pentru un parc de joacă și un teren sintetic cu nocturn. Și atunci cumva ar fi acoperite toate satele. Destul de solidă. Sunt avem destul și acolo de e proiect pe baza sportivă. Legitimați. Pe baza sportivă avem proiect, încă e pe lista sinteză. O să vedem cu siguranță că tot pe lista sinteză a fost și acea sală de sport. Am așteptat cât am așteptat, dar după aia s-a rezolvat. Eu cu siguranță cred că se vor rezolva toate problemele. Dar nici nu poți să le rezolvi pe toate odată. Deci, cine vine și spune sau promite că mâine se rezolvă totul, n-are decât și n-au decât cetățenii să creadă orice. Eu le spun că poți dezvolta atât timp cât ai proiecte. Nu poți dezvolta pe povești. Eu, despre tot ce v-am spus astăzi, se poate verifica în primărie că sunt proiecte aprobate, semnate, contracte de finanțare. Cine vorbește de cu totul altceva, vă spun că vorbește ca și când mă duc eu și vă spun că aș face un aeroport la Crișciori, că așa m-am gândit eu. Au mai făcut și alții aceste promisiuni, da, din câte ne amintim. Că v-aș minți și nici n-ar avea rost, pentru că eu știu un singur lucru. De proiectele care vi le spuneam astăzi, sigur această emisiune o să o urmărească mulți cetățeni. Și cu siguranță, peste 2 ani, peste un an, o să vină persoanele respective și o să mă întreb. Păi nu ziceai, domnul primar, de apă la Zdrapți? Păi nu vorbeai de așa mai departe? Da, mi-e rușine să spun că de 6 ani am promis, sau 7 ani, apă la Zdrapți. Dar nu e un proiect al primăriei Comunei Crișciori. Și de câte mi-amintesc, ați încercat și alte variante. Am încercat și alte variante. Bineînțeles că m-am enervat la un moment dat. Eu și-am depus ați pe Anghel Salini, am trecut peste tot și am vrut să depun. Și m-au întors înapoi și au zis, domnule, e dublă finanțare, ce faci? M-au chemat. Și de ce să nu vă spun? M-au chemat la prefectură, m-au chemat la Constituție, au zis, bă, nu poți să strici tu un proiect că te încăpățânești sau așa vrei tu. No, și până la urmă era normal. Dar mă săturasem eu de promisiuni. Acum nu mai este o promisiune, e o certitudine, e un contract de finanțare semnat, e licitația care se va face acum. Eu sper că, indiferent cum ar fi, bun să nu fie 3, să fie 5 luni de zile. În 5 luni de zile tot se vor apuca de lucru. Că până la finalul de acestui an vor demara cu lucrările siguranță, și cu siguranță vor demara. Vor intra pe linie de asta vă dreaptă. Spun că sunt mult mai liniștit acum. Până acum nu eram liniștit, pentru că de fiecare dată, domnule, când auzeam, gândiți-vă ce a fost în sufletul meu în momentul în care n-a participat nimeni la licitație. Deci am crezut, domnule, încă un proiect ratat, nu se poate. Bineînțeles că după s-a găsit soluția cu Uniunea Europeană, cu toți s-au pus la masă și s-a găsit soluția să se mărească contractele cu 30%. Și acum cu siguranță vor participa, pentru că e altceva cu 30%. Se schimbă datele problemei, bineînțeles. Exact. Așa că, încă o dată vă spun, toate de care am vorbit sunt proiecte aprobate. V-am spus că ce vreau să fac, da, singurul proiect care vreau să-l fac e acea, cu acea bază, mini-bază sportivă la Zdrapți. Sau mă gândesc acel parc care spuneam în Podul Mori. Da, astea vreau să pe viitor să le depun. În rest, tot ce am vorbit sunt proiecte aprobate. Pentru că ne apropiem așa de ultima parte a emisiunii, trebuie să vorbim puțin și despre politică, pentru că administrația, politica merg așa mână în mână cumva, iar acest an va fi unul destul de complicat, nu doar în județul Hunedoara sau în România, ci la nivel global, dacă luăm în calcul numărul extrem de mare al statelor în care vor avea loc alegeri. Asta se întâmplă și la noi în acest an. Zilele trecute am văzut o nouă ipoteză că europarlamentarele ar putea fi comasate cu alegerile locale, ba și parlamentarii ar vrea să se asocieze cu aceste alegeri locale și prezidențialele, cam toți râvnesc așa la primari în această perioadă. Da, bun, acum știți cum e. Clar că toată lumea încearcă să profite sau să-și maximizeze scorurile la alegeri. Acum, pentru mine, cum am spus, e, nu știu,
De multe ori e foarte greu să faci o campanie, deci tot am zis că măcar, nu știu, poate apuc și o să trec pe la fiecare cetățean. Încerc cumva, poate vine 1 martie să mă și eu cu un mărțișor, nu știu, să găsesc cumva o portiță ca să am timp. Pentru că, vă spun, mă uitam așa pe agendă și nu știu câte zile am libere, pentru că gândiți-vă, sunt, cum să zic, ba evenimente, ba proiectele toate, nu știu, avize, nebunii. Drumurile de astăzi București, nu le mai puneți. La București pot să vin joi. Trebuie să mă duc să discut, chiar îmi făcusem o listă vreo 4 ministeri la care va trebui să ajung. Nu știu, e complicat cumva. Dar este importantă și relația campania pe care o aveți electoral cu oamenii. Bine, e foarte importantă, vă dați seama că chiar de asta și vreau să discut cu fiecare cetățean și cu siguranță voi încerca cumva să-mi fac timp, dar încă o dată, eu consider că atâta timp cât îți faci treaba, cetățeanul vede toate lucrurile astea. Decât, acum, eu știu că vrea cetățeanul să te vadă și foarte important, dar vă întreb pe dumneavoastră, dacă n-aș fi avut niciun proiect sau nicio realizare, pare ce le-aș fi spus cetățenilor? Nu știu, e telefon, eu cu siguranță, cum să zic, încerc la toată lumea, oricine m-a sunat, cred că am încercat să fiu cât mai explicit, stau dimineața, sunt la primărie, nu plec mai repede de 10, dacă nu sunt plecat la București sau în alte locuri, dar dimineața sunt la primărie. Am avut probleme, am avut, dar încă o dată, la fel, probleme care mi se spar toate în cap la primar, dar de fapt n-are nicio treabă primar. Gândiți-vă că n-am reușit să dăm acei bani la persoane cu handicap în decembrie. A rămas o lună restanță. Bine, le-am dat, acum sunt la zi, bineînțeles că imediat i-am dat la începutul lui ianuarie. Dar încă o dată, nu sunt probleme generate de mine. Dacă cei din, poate din guvern, au considerat că nu mai dăm bani în ultimele zile ca să, cum să zic, acoperim acele persoane cu handicap, am spus că nu e un lucru bun și nu cred că e normal orice cetățean să stea fără bani de sărbători. Dar, bun, noi am încercat și am rezolvat până la urmă această problemă. Și ce m-am bucurat, pentru că anul ăsta e fondul mai mare de salarii la persoane cu handicap și zic eu că cumva ne încadrăm, adică anul ăsta cu o rectificare foarte mică de buget, că și anul ăsta au fost rectificări, aveam vreo 3 luni restanță, am primit și am făcut toate demersurile, pe 2 le-am primit, dar n-am primit pe o lună. Eu sper că anul ăsta să nu mai fie probleme, chiar am zis că o să-i chem și o să am discuții cu fiecare în parte, să vedem care poate beneficia de șomaj, ca să mai și rămână și în șomaj și ca să, tot așa, ca să facem cât de cât eforturi pentru a asigura până la finalul anului acea resursă de care, bineînțeles, că toți au nevoie. Dar cum vedeți dumneavoastră această comasare, să spunem, a alegerilor europarlamentare cu localele? Sincer, nici nu mă interesează. Dacă e să fie, e la fel, lumea merge sau, cum să zic, ne alege primarii, indiferent dacă e comasată sau nu e comasată, nu văd, pentru mine cel puțin, nu văd nicio diferență. Că nu sunt alegerile, că sunt iunie și nu sunt septembrie, la fel, nu mă deranjează absolut deloc. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Să finalizați o mare parte dintre proiectele despre care spuneați mai devreme că vreți să le finalizați anul acesta. Chiar credeți că putem îngreșa, să, cum zicea lumea, porcul pe ultima sută de metri? Dacă acum mă apuc și stau toată ziua cu târnăcopul, credeți că mă alege cineva în plus sau așa mai departe? Dacă luați târnăcopul în mână să vă faceți și fotografii să le postați pe Facebook. Dacă lumea nu realizează că aceste proiecte toate sunt, că aceste proiecte toate vor merge înainte, ce rost are să mă apuc eu? Plus de asta, facem și greșeli, pentru că în momentul când te dai peste cap și vrei să faci totul repede, repede, repede că trebuie, domnule, nu e o calitate. Mă înțelegeți? Și atunci, eu v-am spus, băi, dacă vreți să înțelegeți, că oricum vine apa, să mă dau peste cap ca să o finalizez acum, ca să meargă robinetul și mâine să avem să se spargă peste tot. Cred că nu e o, cum să zic, o calitate a deci mea. Deci pentru că am dumneavoastră, făcut, din calitatea pe care o aveți, nu ar fi nicio problemă ca alegerile să fie în iunie și nu în pentru septembrie mine personal, sau decembrie. Credeți-mă că nu e. Când vor fi, atunci vor fi. Chiar n-am nici cea mai mică problemă din punctul ăsta de vedere. Veți candida, să înțeleg, pentru un nou mandat. Am spus-o mandat, de la început că voi candida. Din partea doar cărui pentru partid, primar, domnule Ovidiu? Păi acum cam toată lumea știe. Din partea PSD, am spus că candidez din partea PSD pentru că
am fost ajutat și consider că, cum să zic, mă duc la partidul care îmi ajută comunitatea. Îmi ajută să mă dezvolt, pentru că, gândiți-vă, ce ar însemna să stau cu toate aceste proiecte nefinalizate sau să nu pot face absolut nimic. Mă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră ce ați fi făcut în locul meu? Când o să fiu în locul dumneavoastră o să vă răspund. Până atunci, răspundeți dumneavoastră. Răspund eu, pentru că, încă o dată spun, contează de multe ori și echipa care o ai. Exact cum spuneam. Și dacă fac echipă cu cineva care mă ajută, consider eu că e mai benefic de 10 ori pentru cetățean. Nu ați simțit că faceți parte dintr-o echipă benefică pentru cetățean? În ultima perioadă nu. În ultima perioadă nu. Trebuie să o recunosc și am spus-o. Niciodată n-aș fi plecat, vă spun sincer, dacă eram ajutat sau așa mai departe. În momentul în care am văzut și am spus-o de la început, am văzut că orice bani se împarte în mod egal între primari, tu cu 27 de proiecte, altul poate cu niciunul, tu cu liceu, altul nici cu școală în comună, nu mi s-a părut normal ca eu să dau și acum să stau cu o restanță și să aștept de pe azi pe mâine, poate mă dau colegii profesori în judecată pentru dreptul care l-au, pentru că e un drept câștigat, aceste abonamente, și o să nu pot să le dau. Nu mi se pare normal. Deși există parlamentari liberali din echipa din care ați făcut parte în ultimii ani, care vă puteau sprijini. Nu ați simțit acest sprijin din partea lor? Păi n-am simțit niciun sprijin. Am spus-o de multe ori, domnule, dacă tot dați, scoateți-mi, domnule, abonamentele, dați-le dumneavoastră, dacă, sau de ce nu le dați din fondul de salarii a profesorului? Pentru că tot timpul mi se spune, dar știți, sunteți două sau trei comune în județ, pentru 2% să schimbăm legislația. Păi, domnule, dar 2% acum eu trebuie să mor? Pentru că e normal din banul cetățeanului să dau 2 miliarde pe an, poate pe abonamente? Păi eu am 6 miliarde venituri proprii. O treime e normal să le dau pe abonamentele profesorilor? Nu, mă încărcați pe mine, eu sunt cel înjurat și de către profesori și nu e normal. La fel, mă gândesc și eu cu banii aia să fac altceva, să fac proiecte, să dezvolt comunitatea? Nu cred că e normal. Nu se ține cont de absolut nimic. Asta a fost supărarea mea, am spus-o de la început. Nu cred că este normal unii să fie ajutați, unii să nu fie ajutați. Păi dacă vă dau un exemplu, ce ar fi însemnat în ultimele două mandate să fi primit la începutul anului 2 miliarde de lei, 2,5, cum am primit până acum? Dau un exemplu. Păi eram în faliment. De cum să mai pun acei bani? De cum să-mi iau credit? Să pun acei bani pentru gaz? Cofinanțare am la școli, proiecte. Dom'le, nu mare. Dar dacă pui 2%, 5%, 10%, mai sunt lucrări care trebuie pe parcurs, le descoperim pe parcurs, alea din bugetul local. Toate reparațiile, începând de la străzi, la clădiri. Cum pot să funcționez? Nu am cum să funcționez. De asta vă spun că nemulțumirea mea de acolo a plecat. Am văzut o echipă care chiar vrea să mă ajute. Păi nu pot la rândul meu să nu ajut acea echipă care vrea să te ajute. Vă referiți la PSD? Da. Da, am spus-o, nu are rost să, de ce să ne ascundem și să nu o spun, că ăsta e adevărul până la urmă. Ați fost puși așa la zid și dumneavoastră și primarul comunei Pui de către colegii din Partidul Național Liberal? Probabil vor mai trece și alții, tot pe baza nemulțumirilor. Nu știu eu să vă spun astăzi, dar probabil că vor mai fi plecări. Mă gândesc că aveți deja aceste informații, adică ați mai discutat cu colegii. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ei, dacă vor fi alegerile locale în mai, trebuie să se întâmple așa pe repede înainte și aceste schimbări. Probabil că se vor întâmpla. Sau poate nu. Nu știu. Eu nu pot să vorbesc decât în numele meu. Nu știu ce vor face colegii. Fiecare e responsabil de deciziile care le ia. La Criscior, cum va fi această campanie electorală care urmează? Deci, încă o dată, nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează e să vorbesc eu despre mine și despre proiecte. Ce vorbesc alții? E problema lor. Mă gândesc eu că aveți deja contracandidați care... Cred că cum am fost mandatul trecut, toată campania nu s-a axat decât pe jigniri. Nu contează ce facem noi și ce a făcut primar. Dom'le, să meargă în continuare cu lozinca asta. De ce să-l dăm? Trebuie să-l dăm jos. Dar ce faceți? Lasă, domnule, îl dăm jos și după aia mai vedem. Cam asta se întâmplă de fiecare dată. Domnule, nu vorbim, le distragem la cetățean, cum să zic, nu cu activitatea primarului sau cu proiectele care ar trebui să fie sau să vorbim, ci cu ce ne plimbăm prin comună, mai vedem că nu-i un zid făcut, că asta se întâmplă. Domnule, nu s-a făcut zidul respectiv. Dar nimeni nu știe că acest zid care a fost distrus, a fost în urma calamităților și eu am făcut raport
cu tot ce s-a întâmplat în comună, că am avut anul trecut de două ori inundații și acele pagube se ridică la 30 de miliarde de lei. Adică de 5 ori cât bugetul care îl are comuna Crișcior. Și ați găsit soluții pentru... Și nu ne-a dat absolut niciun leu, n-a fost dat pe calamități. Încă se așteaptă. Rapoartele sunt făcute, sunt la guvern și așteptăm. Păi vine cineva și spune, păi dacă aș fi eu mâine, domnule, le-aș face. Domnule, cu ce? Dacă n-au reușit să-i eu vă spun, nu s-a dat nici un ban pe calamități. Nu mie. Domnule, în întreaga țară, nu s-a dat un leu. În întreaga țară. N-ați văzut o hotărâre de guvern pe calamități. Păi atunci nu minte persoana respectivă când spune eu mâine le fac și așa mai departe. Cu ce să le faci? Doar dacă o să dea banii pe calamități sau să ne gândim la o altă variantă, care eu deja chiar ieri în ședință de Consiliu Local am găsit una dintre variante. Dar, încă o dată, domnule, ca să vii, să faci numai afirmații gratuite, să împroși cu noroi în tot ce înseamnă administrație publică, mi se pare mult prea mult. Și o pierdere de vreme să vorbesc eu despre altcineva. Eu pot vorbi despre mine. Mă înțelegeți? Bun, acum este greșit să arăți și lucrurile mai puțin frumoase, să spunem, sau problemele identificate de către unii cetățeni. Eu când mă duc cetățeni pe teren, să știți că identific toate problemele. Să nu credeți că nu știu de acele străzi sau de acele ziduri că se duc. Știu și eu. Și voi găsi cu siguranță soluția ca să stopăm până la urmă, alunecări de teren sau așa mai departe. Și vom găsi soluții. Dar nu e o soluție ca să vin să spun astăzi o fac. Cu ce? Cu ce? Pentru că dacă cineva crede că numai am făcut repede, am venit, avem doi oameni la primărie. Doi muncitori. Suntem la final de emisiune, păi, așa cum doi muncitori ca să faci absolut toate străzile, tot. Cu ce? Încă o dată spun. E frumos să vorbești, e frumos să arăți cu degetul, dar în momentul când ești pe acel scaun de primar, ai cu totul alte responsabilități. Pe lângă proiecte, trebuie să faci și ce s-a distrus. Pentru că acele calamități nu le dau eu. Noi încercăm să fie cât mai puține pagube. Să fim cât mai aproape de cetățenii în momentele acelea. Dar mai mult de atâta, credeți-mă că nu se poate. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am ajuns la final destul de repede pentru că am mai fi avut multe de discutat și despre partea aceasta politică, dar vă mai așteptăm. Cu drag, de fiecare dată. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sper că și după această emisiune cetățenii înțeleg mult mai mult și cu siguranță voi mai reveni pe măsură ce înaintăm cu aceste proiecte. Și o să vă spun mult mai multe. Așteptăm cu interes, aflăm și noi mai multe în ceea ce vă privește și în ceea ce privește proiectele, pentru că ele sunt importante în această perioadă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!